Tot cu băiatul sunteți? Da. Da. Și dumneavoastră? Tot cu băiatul. A vrut să vie soția să stea cu el, dar să înghețe aici săraca. Stau eu. Și eu la fel, pot să las o femeie pe frigul ăsta, 24 de grade. Ionele! Nu te pune tu coadă de lanț, nu vezi că ăla cade mereu? Și după cincele, mă, ce tot stai în fața lor să-i tragi pe toți după tine? Ce-i de bine acum? Ia-te, domnule, copiii ăștia, ce m-a desperiat sunt așa? Uite, domnule, n-au loc ăștia mici, de-aia mari. Ce bici, băi, tovarășe, copilul? Ce dumneata l-ai făcut? Om serios să dă pe gheață. Băgi aminte femei și bărbați. În loc să-și vadă de ale lor, vin aici. Vin aici să încurce treama. Ia uite. Ia uite aia. Aia blondă cu cismulițe albe? Nu, aia acolo în fund. Bruneta? Nu, brunețica. Și brunețica, da. Aia acolo în fund, care își leagă patinele cu... Cu ce, dragă? Cu fața încolo. Nu-mi dau seama, nu văd cum arată. Ce nevoie mai să vezi cum arată, nu vezi ce sportivă e? Ce zice? Ce să mai zic? Încurcă copiii! Na, asta nu încurcă. Nu? Dar parcă aia cu părul tapat și cu puloverul ăla buclat, parcă aia încurcă. Nu, nici aia, dar parcă alea două brunetele, eh? Alea care? Cu căciulițe brumării. Care? Uite acolo, lângă stâlpul ăla. Care, dom'le, că nu văd? Uite. Care că nu văd, că e stâlpul, e lunganul ăla în față. Mai du-te, măi, tovarășe, pe la servici! Du-te, mă, la servici! Du-te la servici și lasă copiii! Am auzit, uite. Alea lângă mantinela acolo. Ce dracu trag toate partea ilaltă? Opa, ia stați așa. Ce? Stai așa că a dat drumul la roșcovane. Opa. Ia uite roșcata aia. Ia uite, fii atentă cum se întoarce. A căzut pleaga. Ce râzi, dă-mi, ce râzi? Cade omul și dumneata râzi? Cade omul și își rupe vorba aia mâna și dumneata râzi? Parcă bruneta dumitale ceva. Uite, stăm proptită de mantinelă și nu face nimic. Uite cum se scutură săraca. Ce? Nu, Ionele, tată, mai stăm, ia fă-tu roata aia mare, ia, hop! Ia, a pornit și bruneta mea. Aha. Oleu, ce piruiete face, parcă e șurub. Și așa la ce să băiete, trebuie să bagă să o ajute. Tot să-mi fix sau ce că să o învețe, uite. Ce să o învețe, că știe și singură. Tineretul din ziua de azi, unde respectul față de om? L-a invitat cineva? Se bagă așa! Ce garanție poate prezenta unul ca ăsta? A adus ceva, a oferit ceva, a întins o mână goală și a luat-o. Nu, Gigele, tată, mai încolo! Mai încolo, unde e gheața mai uscată! Așa, tăticule, du-te tu mai încolo și așa ești mai bine. Ia. A lăsat-o și s-a dus la altă. Bine-i face dacă se încurcă cu papițoi de ăștia. O, haimana! Nesurat, fără copii, ce încredere poate să aibă o fată în el? Ia, ai văzut, a luat-o iară. Ia, și brunetele alea două și-au găsit și alea câte doi neisprăviți. Ia-te și aia cârnă. Care cârnă? Aia cârnă cu nasul mare de acolo. Care cu nasul mare? Uite, bre, acolo. Da, aia cârnă, da, ia uite. Și pata aia lângă ea ce e? Care? Lunganu, a luat-o la vals. Uite unde era lebăda neagră. Ia-te și roșcovana stă de vorbă cu spătosul ăla și râde. Ce-o să avea de râs acolo? Ce e de râs? Ce ăsta e? Sport cu râs? Ce de-aia vine omul aici? Omul vine aici pentru o minte sănătoasă, într-un corp sănătos și nu invers. Aici să țin de fel de fel de drăcii și de mână. Hai, Gigele! Hai, Ionele, hai, tată! Ce ăsta e patinaj? Nu te mai uita! Ăsta e patinaj? Las că vine el Parisul pe gheață. 80 de femei și un singur bărbat. Hai că poate găsim bilet. Hai să ne-l trebuie.